azi ne revedem cu mecanica și întâi trebuie să-l ajutăm pe cosmonaut să se întoarcă la stația orbitală. Cum se poate el întoarce dacă s-a rupt cablul și nu mai are de ce să se tragă ca să se apropie de stația orbitală? Când încercăm să răspundem la astfel de întrebări, e bine să încercăm să generalizăm. Să ne întrebăm, de pildă, în acest caz, cum ne punem în mișcare de obicei. De pildă, când umblăm. Și dacă ne gândim un pic, o să ne dăm seama că, de fapt, când pornim de pe loc, împingem cu picioarele pământul înapoi și atunci pământul ne împinge înainte, acțiunea și reacțiunea. Adică avem nevoie de un corp. Un corp pe care să-l împingem, pentru ca și el să ne împingă pe noi. Sau cum înotăm? Mi-e teamă că mulți ați răspuns că pentru a se întoarce la stația orbitală, cosmonautul trebuie să înoate. Să vedem. Ca să înotăm, trebuie să împingem apă înspre înapoi, cu mâinile și cu picioarele. Și atunci apa ne va împinge pe noi înainte. Din nou, avem un corp pe care îl împingem. Dar cosmonautul este în vid. N-are ce să împingă. Degeaba dă din mâini și din picioare, rămâne pe loc. Pentru că nu împinge nimic. El se găsește în vid. Am putea să notăm și în aer. Dacă am fi în condiții de imponderabilitate, am putea nota în aer, așa cum notăm în apă. Dar pentru că densitatea aerului este mult mai mică decât densitatea apei, viteza pe care o putem obține în acest fel este mult mai mică decât viteza pe care o putem atinge înnotând în apă. Păsările se pricep mult mai bine decât noi să înnoate în aer. Pe baza aceluiași principiu. Și acum, cosmonautul are deci nevoie de un corp pe care să-l împingă. Dar nu există corpuri în jurul lui, nici măcar apă, nici măcar aer. În schimb, el are o trusă cu scule. Și atunci poate să arunce ceva. Dacă arunc ceva, împing corpul respectiv. Și corpul respectiv mă împinge pe mine în sens contrar. Deci dacă, să zicem, stația orbitală se găsește în spatele lui, atunci el trebuie să împingă ceva în această direcție și apare o forță care îl împinge pe el spre stația orbitală și el începe să se apropie de stația orbitală. El trebuie să arunce corpurile așa cum v-am arătat, de undeva din dreptul centrului de masă. Pentru că dacă le aruncă așa, atunci el va căpăta o mișcare de rotație și credeți-mă că e foarte neplăcut să vezi întregul univers rotindu-se în jurul tău. Dacă stația orbitală se găsește în fața lui, atunci el trebuie să arunce obiecte înspre înapoi și apare o forță care îl pune pe el în mișcare și care îl face să se apropie de stația orbitală. Deci, aceasta este singura metodă de a accelera sau frâna în spațiul cosmic. Asta fac și motoarele rachetă. Ele aruncă ceva, aruncă un jet de gaze fierbinți. Împing un jet de gaze fierbinți și atunci jetul respectiv le împing pe ele și odată cu ele întreaga navă și produc o accelerație. Și acum să vedem răspunsul la problema pe care v-am propus-o. Este vorba despre un corp care este presat pe suprafața unui perete de o forță orizontală F cu intensitatea de 60 de newtoni. Evident că la rândul lui corpul apasă peretele cu această forță de 60 de newtoni, pentru că fiind în echilibru, neavând accelerație pe orizontală, el nu face decât să transmită această apăsare din partea lui stângă în partea lui dreaptă. Corpul se putea mișca pe suprafața peretelui, alunecând pe suprafața peretelui cu un coeficient de frecare mu egal cu 0,6 și avea masa m egal cu 3 kg. Să calculăm întâi greutatea corpului. Greutatea corpului este masa ori accelerația gravitațională, adică 3 kg înmulțit cu 10 metri pe secundă la pătrat. Dacă problema nu precizează valoarea lui G mic, luăm valoarea aproximativă de 10 metri pe secundă la pătrat. Ceea ce înseamnă că greutatea corpului este de 30 de newtoni. Dar forța de frecare la alunecare dintre corp și perete. Forța de frecare la alunecare se calculează cu formula mu ori n. Ori n fiind forța F,
Înseamnă că forța de frecare la alunecare are valoarea 0,6 ori 60 de newtoni, adică forța de frecare la alunecare are valoarea 36 de newtoni. Dar dacă comparăm aceste două forțe, vedem că ceva nu e în regulă. Forța de frecare acționează, așa cum vedeți pe desen, în sus asupra corpului. De ce? Pentru că el are tendința de a aluneca. Greutatea îl trage în jos. Și atunci el produce forță de frecare care împinge peretele în jos, ceea ce înseamnă că peretele produce forță de frecare care îl împinge pe el în sus. Din nou, acțiunea și reacțiunea. Deci forța de frecare este orientată în sus, greutatea este orientată în jos, dar dacă forța de frecare ar fi mai mare decât greutatea, corpul ar trebui să urce. N-am pățit niciodată așa ceva, am apăsat un corp, l-am împins pe orizontală, pe suprafața unui perete și corpul a început să urce. Înseamnă că ceva nu e în regulă. Ceva nu este în regulă și anume faptul că forța de frecare la alunecare are această valoare când corpul alunecă. Dar dacă corpul nu alunecă, atunci ce valoare are dacă corpul nu se mișcă? Imaginați-vă că împing un dulap, un dulap greu. Îl împing, dar el nu se mișcă. De ce? Care e explicația? Pentru că n-am învins încă forța de frecare. Dar pentru că dulapul stă, înseamnă că forța de frecare în acest moment este egală și de sens contrar cu forța cu care împing eu dulapul. Deci forța de frecare statică, așa se numește, este egală nu cu mu ori n, ci cu forța care încearcă să miște corpul atâta vreme cât corpul nu începe să alunece pe suprafața respectivă. Dacă eu împing dulapul tot mai tare și mai tare și mai tare, poate că la un moment dat o să ajung, o să pot produce o forță egală cu mu ori n, cu mu ori g, în cazul ăsta că apăsarea pe care produce dulapul pe suprafața pe care stă este greutatea lui. Și în momentul acela dulapul va începe să alunece și din acel moment forța de frecare va avea această valoare. Tocmai de aceea se numește forța de frecare la alunecare. Și atunci, ce se întâmplă în cazul corpului nostru? Greutatea nu este suficientă ca să pună în mișcare corpul, pentru că valoarea ei, 30 de newtoni, este mai mică decât valoarea forței de frecare la alunecare. Ceea ce înseamnă că, de fapt, corpul stă. Dar dacă stă, înseamnă că forța care acționează asupra lui în sus trebuie să fie egală cu forța care acționează asupra lui în jos, adică cu greutatea. Deci forța de frecare va avea valoarea de 30 de newtoni și nu de 36 de newtoni. Deci vă rog să țineți minte, atunci când o forță încearcă să miște un corp, dar încă nu-l mișcă, nu-i suficient de puternică ca să pună corpul în mișcare. Forța de frecare există și atunci, se numește forța de frecare statică, dar nu este egală cu mi ori n. Este egală cu forța care încearcă să miște corpul, până când corpul este în repaus. Și abia când corpul începe să se miște, valoarea forței de frecare devine mu ori n. Deci răspunsul corect la problema noastră, sau afirmația corectă, era afirmația D, care spune corpul stă, iar forța de frecare dintre corp și perete are modulul de 30 de newtoni, egal cu greutatea. Să mergem mai departe. Întrebarea de azi pare foarte ușoară. O să vedem dacă și este. În fiecare zi, din portul franțuzesc Le Havre, pleacă câte un vapor spre New York. Și lucrul ăsta se întâmplă de foarte, foarte multă vreme. Tot în fiecare zi, din New York, pleacă câte un vapor spre Le Havre și lucrul ăsta se întâmplă de foarte, foarte multă vreme. Traversarea Atlanticului durează 7 zile și pentru vapoarele care merg spre vest și pentru vapoarele care merg spre est. Presupunând că traseul maritim este cam același, atât pentru vapoarele care merg spre Europa, cât și pentru vapoarele care merg spre Statele Unite, întrebarea este dacă
mi-am luat bilet pentru unul dintre vapoarele care pleacă din Le Havre. Cu câte vapoare care vin dinspre New York mă întâlnesc pe drum în cele 7 zile cât durează călătoria? Ca să fie clară întrebarea, vă propun să numărăm și vaporul care tocmai pleacă din New York în momentul în care sosesc la New York. Deci, încă o dată, întrebarea este cu câte vapoare care vin din sens opus mă întâlnesc pe drum în cele 7 zile cât durează călătoria. Deoarece la concursuri și examene se dau de foarte multe ori probleme cu mișcări pe planul înclinat, am ales azi o astfel de problemă. Problema spune că avem un plan înclinat cu unghiul de înclinare alfa și că aruncăm un corp în sus pe planul înclinat, îl lansăm în sus pe planul înclinat. Întrebarea este cât trebuie să fie coeficientul de frecare dintre corp și suprafața planului înclinat pentru ca modulul accelerației la urcare, pentru că accelerația la urcare e negativă, da? Viteza scade când corpul urcă, modulul accelerației la urcare să fie dublu accelerației la coborâre. Ca să putem rezolva problema, trebuie să găsim formulele pentru accelerația la urcare pe plan înclinat, respectiv accelerația la coborâre pe planul înclinat. Așa cum vedeți în desen, forțele care acționează asupra corpului nostru sunt greutatea, care întotdeauna este orientată pe verticală, să aveți grijă când o desenați, și care în acest desen a fost descompusă după 2 direcții care ne interesează pe noi. Direcția normală, perpendiculară pe planul înclinat, și avem componenta Gn pe această direcție, și direcția paralelă cu planul înclinat și avem componenta Gp a greutății pe această direcție. Și de acum încolo nu ne mai gândim la greutate, ci la componentele ei. Înlocuim greutatea cu cele 2 componente ale ei. Apoi, asupra corpului nostru mai acționează normala la suprafața planului înclinat, pentru că orice corp pus pe un plan înclinat apasă pe planul înclinat. Cu ce forță? Cu Gn. Și atunci, planul înclinat, la rândul lui, acționează în sens contrar asupra corpului nostru. Este forța notată pe desen cu N. Și mai avem o forță de frecare, care poate să fie orientată spre vârful planului înclinat, dacă corpul coboară, sau spre baza planului înclinat, dacă corpul urcă. Pentru că forța de frecare, în acest caz, se opune mișcării corpului. Și acum să ne gândim la accelerație. Să începem cu cazul în care corpul nostru coboară pe planul înclinat. În acest caz, desenul arată așa cum îl vedeți. Pe direcția perpendiculară pe suprafața planului înclinat, nu avem mișcare. Acolo avem echilibru. N este egal cu Gn. Deci, n-are rost să scriem ecuația pentru această direcție. Dar avem mișcare pe direcția paralelă cu planul înclinat. Așa că putem să scriem ecuația principiului fundamental pentru această direcție. Și avem pe această direcție, avem Gp minus forța de frecare este egal cu masa ori accelerația. Dar după cum vedeți din desen, Gp este G ori sinus de alfa. Iar forța de frecare este mu ori apăsarea pe care o produce corpul pe suprafața planului înclinat și care este egală cu Gn. Iar Gn, de asemenea puteți vedea în desen, este G ori cosinus de alfa. Și acum, dacă înlocuim aceste expresii ale forțelor în ecuația principiului fundamental, găsim Gp, adică G ori sin de alfa, adică M ori G ori sinus de alfa, minus forța de frecare, adică mu ori Gn, adică ori M ori G ori cosinus de alfa, este egal cu masa ori accelerația. Și primul lucru pe care îl observăm este că ecuația se poate împărți la M.
Ceea ce înseamnă că accelerația nu depinde de masă. Dacă punem un corp pe un plan înclinat și corpul coboară, atunci accelerația lui la coborâre nu depinde de masa lui. Depinde de unghiul alfa și de coeficientul de frecare. Și găsim relația, accelerația la coborâre este G pe lângă sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa. Și acum să vedem la urcare. Corpul a fost lansat și urcă pe planul înclinat. Sigur că el va merge până undeva, acolo se va opri, poate că va veni înapoi, poate că nu. Asta depinde de o condiție despre care nu discutăm acum, vom discuta altă dată, dar în cazul nostru vine înapoi, pentru că așa spune problema. Ceea ce se schimbă când corpul urcă este că forța de frecare, de data asta, este orientată spre baza planului înclinat. Și are același sens cu GP. Și amândouă, și forța de frecare și GP, se opun mișcării corpului. Deci amândouă trebuie luate cu semn minus. Și atunci principiul fundamental se scrie minus forța de frecare minus GP este egal cu masa ori accelerația. Și dacă înlocuim din nou forța de frecare cu mu ori Gn, pe GP cu G ori sinus de alfa, atunci găsim următoarea expresie pentru accelerația la urcare, minus G mic, deci trebuie să punem semnul minus pentru că e negativă, pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa. Și acestea două sunt două relații pe care e bine să le memorăm. Accelerația la coborâre pe planul înclinat are valoarea G mic pe lângă sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa, iar dacă corpul a fost lansat și urcă pe planul înclinat, atunci accelerația la urcare este minus G pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa. Mai departe e foarte ușor, pentru că punem condiția cerută de problemă. Adică modul din accelerația la urcare, adică G pe lângă sinus de alfa plus mu ori cosinus de alfa, să fie dublul accelerației la coborâre, adică 2 ori G pe lângă sinus de alfa minus mu ori cosinus de alfa. Dacă desfacem parantezele, avem G ori sinus de alfa plus mu ori G ori cosinus de alfa este egal cu 2G ori sinus de alfa minus 2 ori mu ori G ori cosinus de alfa. 2G ori sin de alfa minus G ori sin de alfa este G ori sin de alfa și se mai vede că putem împărți ecuația la G mic și obținem că sinus de alfa 2 sin de alfa minus sin de alfa sin de alfa trebuie să fie egal cu 2 cosinus de alfa plus cosinus de alfa cu 3 cosinus de alfa ori mu. Mai avem și coeficientul de frecare. Și de aici rezultă că mu trebuie să fie egal cu 1 supra 3 ori sinus de alfa supra cosinus de alfa. Dar sinus de alfa supra cosinus de alfa este tangentă de alfa și avem în final că mu trebuie să fie 1 supra 3 ori tangentă de alfa. Deci dacă coeficientul de frecare este o treime din tangenta unghiului de înclinare al planului înclinat, atunci modulul accelerației la urcare este dublul accelerației la coborâre. De exemplu, dacă alfa este 45 de grade, tangentă de 45 de grade e 1, înseamnă că în acel caz mu trebuie să aibă valoarea 1 supra 3, 0, perioadă 3, și atunci se va întâmpla ceea ce am spus, adică accelerația la urcare în modul să fie de două ori mai mare decât accelerația la coborâre. Să vedem problema pe care vă propun spre rezolvare.
materialului de azi, vreau să discutăm câteva lucruri despre masă și greutate, pentru că la rezolvarea problemelor apar uneori confuzii între aceste două mărimi fizice. Întâi, masa. Există, teoretic vorbind, două feluri de masă. Există ceea ce numim masa inertă, cea care măsoară inerția unui corp și care este definită prin ecuația principiului fundamental al dinamicii. Forța este masa ori accelerația. Masa de aici, așa cum am spus, măsoară inerția unui corp. Dar mai există ceea ce se numește masă gravifică. Adică, dacă am două corpuri care au masele M1 respectiv M2 și se găsesc la distanța R mic unul de celălalt, atunci legea atracției universale spune că cele două corpuri se vor atrage cu o forță dată de formula K ori M1 ori M2 supra R mic pătrat. Vom discuta cu altă ocazie despre legea atracției universale și despre gravitația în general. Acum, să observăm că M1 și M2 sunt altfel de mase. Ele ne arată cât de puternic interacționează gravitațional cele două corpuri. Cel care are masa M1 cu cel care are masa M2. Și n-au nicio legătură cu inerția corpurilor respective. Dar, cu toate că din punct de vedere teoretic, masa inertă și masa gravifică sunt două lucruri diferite, au fost efectuate de-a lungul timpului sute de experimente, începând cu Galileo Galilei, experimente tot mai complicate, mai sofisticate, mai precise, pentru a pune în evidență o eventuală diferență între masa inertă și masa gravifică. Și niciun experiment n-a reușit să pună în evidență așa ceva. Ceea ce ne arată că, din câte știm până acum, cele două mase sunt echivalente. Mai mult decât atât, teoria relativității generale a lui Einstein pleacă tocmai de la echivalența dintre masa inertă și masa gravifică. Atât deocamdată. Important este că, indiferent despre ce masă vorbim, unitatea ei de măsură în sistemul internațional este kilogramul. Și masa, indiferent despre care vorbim, este o proprietate a corpului respectiv. Și acum greutatea. Greutatea unui corp este forța cu care corpul este atras de pământ, aici pe pământ. Asta înțelegem prin greutatea unui corp. Și se calculează cu formula G egal cu masa înmulțită cu accelerația gravitațională. Dacă duc corpul în altă parte, de exemplu pe Lună, el nu va mai avea aceeași greutate. Pentru că Luna îl atrage cu o forță mai slabă, cam de 6 ori. Deci greutatea unui corp pe Lună va fi cam de 6 ori mai mică decât greutatea aceluiași corp pe Pământ. Pentru că greutatea nu-i proprietatea corpului respectiv. E adevărat că noi spunem aici pe Pământ că acest corp are greutatea atâția newtoni. Dar subînțelegem că acest corp are această greutate aici, pe Pământ. La fel cum atunci când spunem autobuzul avea viteza de 80 de km pe oră, subînțelegem faptul că avea această viteză față de Pământ și nu față de alt vehicul sau mai știu eu față de cine. Iar greutatea fiind o forță, are ca unitate de măsură newtonul, ca oricare forță. Ca să înțelegeți mai bine ce am spus până aici, imaginați-vă o balanță pe care punem un corp, petalerul din stânga și petalerul din dreapta, punem corpuri marcate până când balanța se echilibrează. Și citim petalerul din dreapta că avem în total masa de 1 kg. Și atunci spunem acest corp are masa de 1 kg. Dacă ducem balanța pe Lună și corpul și masele marcate și facem și acolo măsurarea respectivă, o să se întâmple exact același lucru. Punem corpul pe talerul din stânga și punem mase marcate pe talerul din dreapta până când se echilibrează balanța și o să vedem că balanța se echilibrează tot atunci când pe talerul din dreapta avem un kilogram. Dar dacă ducem un cântar electronic pe Lună, se va întâmpla ceva diferit.
Să vedem de ce. Aici pe pământ, cântarul electronic, dacă folosesc același corp despre care a fost vorba la balanță, o să-mi arate un kilogram. Dar dacă acum duc cântarul și corpul pe lună și cântăresc acolo, nu o să mai arate un kilogram. De ce? Pentru că, de fapt, cântarul electronic nu măsoară masa corpului. El măsoară greutatea corpului. Doar că, pentru că pe noi ne interesează masa, pe scala lui, în loc să fie trecuți newton, este trecută masa, adică avem kilograme. De ce se poate face acest lucru? Pentru că greutatea este proporțională cu masa. Un corp masa de un kilogram are greutatea de aproximativ 1 kg ori 10 metri pe secundă la pătrat, 10 newton. Și atunci pe cântarul respectiv, în loc să scrie 10 newton, scrie 1 kg. În loc să scrie 20 de newton, scrie 2 kg. Cu alte cuvinte, cântarul respectiv este etalonat pentru planeta Pământ. Și de aceea îmi arată altceva dacă îl duc pe Lună. Dacă vom locui cândva pe Lună, vor fi și acolo cântare electronice, dar acelea vor fi etalonate pentru Lună. Și corpul care a fost cântărit pe Pământ, pe un cântar etalonat pentru Pământ, va avea aceeași masă când o să-l cântăresc pe Lună cu un cântar etalonat pentru Lună. În concluzie, masa unui corp este o mărime fizică scalară, se măsoară în kilograme și este o proprietate a corpului respectiv. Un kilogram de ceapă este un kilogram de ceapă și pe Pământ, și pe Lună, și în spațiul cosmic, oriunde. Este tot un kilogram. Pentru că masa măsoară inerția corpului și inerția lui nu se modifică dacă îl mut dintr-un loc într-altul. Greutatea unui corp nu este o proprietate a corpului respectiv, este forța cu care corpul respectiv este atras de planeta pe care se găsește. Și acea forță nu depinde numai de corp, depinde și de masa planetei, de raza planetei, deci nu este o proprietate a corpului respectiv. Atât despre masă și greutate deocamdată. Ne revedem data viitoare cu fenomenele termice. La revedere!